Și bună seara, bună seara, dragii mei. Aștept să vă logați. Aștept vă două momente să vă logați, dacă vă mai amintiți de mine. Bună seara! Hei, bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați venit, dragii mei! La mulți ani, un Crăciun fericit! Și haideți să întorc camera! No, că nu vreau să se întoarcă. Ia să vedem acum. Nu vrea. Acum. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei. După o pauză de câteva zile am revenit. Ce faceți? Cum sunteți? Sper că v-ați petrecut Crăciunul în liniște, în sânul familiei, alături de cei dragi. Dragii mei, haideți să mă prezint. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterii The World of Alice Jeverly. Și a doua seară de Crăciun, haideți să începem cu noutăți. Am primit și ceva marfă și dacă tot avem marfă nouă, haideți să ne începem distracția, dragii mei. Linkul magazinului este fixat în josul paginii. Mulțumesc! Să știți că și mie mi-a fost dor de voi, dar mai trebuie și odihnă. Pe lângă toate, am fost și cu fata, cu nepoții, cu copiii, a fost perfect. Dar, după cum știți că tot ce-i bine durează puțin, am luat-o de la capăt. De obicei, și astăzi v-am pregătit o grămadă de marfă. Ia să-mi pregătesc aici. Am atâta marfă de nici nu știu cu ce să încep. Dragii mei, linkul magazinului este fixat în josul paginii www. The World of Alice Jeverly. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link, un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Dragii mei, dacă vreți să cumpărați, dacă nu vă descurcați, atunci vă invit să scrieți ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră și vă ajut. La mulți ani tuturor, un Crăciun fericit, vreau să vă și mulțumesc pe această cale pentru minunatele mesaje pe care le-am primit, doar că erau mult prea multe și am scris acolo sus tuturor Crăciun fericit. Bun, dragii mei, haideți să începem și am să încep, le iau la rând, cum îs pe site, așa am să încep și încep cu lanțuri simple. Da, am cercei foarte frumoși, am cercei cu zultanite. Am să vă arăt și vouă, sunt noutăți și am să vă arăt că i-am pregătit. Dar să începem cu începutul și începem cu lanț de bărbați. Lanț de bărbați, pătrat, dreptunghiular, dragii mei, argint 925, lănțișorul, 55 de centimetri lungime, 2 mm grosime, cântărește 7,1 grame și poate fi achiziționat pentru 45 de euro. Dragii mei, la distribuiri, astăzi avem, dacă ajungem la 1000 de ochișori, cadou instant, brățară cu zultanite, dar dacă ajungem la 500, pentru că încă suntem în luna cadourilor, am să mai dăm un ineluț frumos cu circonia la 500 de ochișori și la 1000 brățărica. Așa că, dragii mei, nu stați degeaba, distribuiți. Muncă! După plată și răsplată. Bun! Și un alt lănțișor,
La fel, lănțișor de bărbați. Crăciun fericit tuturor, dragii mei! Și mă bucur să vă am în această seară alături de mine. Zale dreptunghiulare. Lănțișorul nostru, 45 de centimetri lungime de data asta. Nu e că am luat lănțișorul greșit. Ba nu, e bine. 45 și 2 mm grosime. Poate fi achiziționat pentru 40 de euro. Și trecem mai departe. Am să trec pe repede înainte pe lănțișoare. Gabi Maie, Maria Leicu, hai pe distribuiți, sigur că da, doamna Negel, bine ați venit, bine v-am regăsit, dragii mei. Să știți că mi-o lipsit după ce am lucrat vreo două luni, așa, zi de zi. Dintr-o dată, pauza parcă mi-era peste mână. Încă un lanț model, un alt model, lanț de bărbați, da? Argină 125, 50 de centimetri lungime de data asta, 3 mm lățimea, 45 de euro. Denisa Dascălu, dragii mei, am o rugăminte la dumneavoastră pentru că tot așa mi-a scris, puneți deoparte. Eu tot am pus deoparte, am rămas cu marfă neplătită. Plus de asta, acum încep să văd că marfa la o clientă am trimis-o la alta. Am să vă rog, care aveți, care vreți un lanț sau ceva și nu vă descurcați, scrieți-mi ajutor și le facem după aceea ca să nu le zăpăcez eu de cap. Bine? Stăm de vorbă și vă pregătesc materialul, vă pregătesc tot ce doriți ca să fie ca la carte, da? Bun. Am terminat cu lănțișoarele, trecem mai departe. Set, argint, 925. Circonia alb și verde. Sărbători fericite tuturor, dragilor! Da? Foarte frumos! Haideți să le iau pe rând să vă dau detalii. Și am să încep cu ineluțul. Inelul este micuț. Mărimea 55, capul inelului 1,6 cm pe 1,4. Apoi, dragii mei, haideți să vă arăt brățărica care-i vis. Ia uitați ce brățară frumoasă avem. Argint 925. Și circonia este în formă de lacrimă, pietrele de-a lungul brățării toate sunt lacrimă, ia uitați-le, foarte frumos. Brățara noastră, dragii mei, 17 cm plus 4 cm extensia, 1,5 lățimea. Pe urmă venim cu cerceii. Momentan am primit ceva lănțișoare de aur, vi le arăt imediat dacă aveți, dar nu am de bărbați asta, am doar câteva acum. Vi le prezint de îndată. Cerceii foarte frumoși, ia uitați, vis. Cerceii noștri, dragii mei. 2,7 cm. Pe 1,4. Pe urmă, haideți să vă arăt și colierul, care e superb. ...442, wow, imediat ajungem la 500, yes! La 500 avem extragere prin random instant. Ia uitați, pandantivul. Argint 925.
colierul, dragii mei, 44 de centimetri lungime plus 5 centimetri extensie. Foarte frumos. Să nu spun, toată zirconia este în lacrimă. Ia uitați-o. Pietre formă de lacrimă. Da, sunt lanțuri pentru bărbați. Cercei din aur lungi. Deocamdată am doar câteva lănțișoare, dar să știți că primăm în continuare. O să mai primesc. Și cercei și pe rând așa. Lănțișorul nostru, dragii mei, după cum am spus, 44 de centimetri lungime, 4 mm lățime, medalionul, 2,5 x 1,5, setul cântărește 43,1 grame și poate fi achiziționat pentru 165 de euro. Bun. Și să vă mai arăt ceva foarte fain. Zirconia cu inimioare galben și roze. Îl avem în două culori. Roza și galben. Și haideți să-l iau pe ăsta galben, că îmi place galbenul. Și să vă arăt. Zirconia, piatra este zirconia. Au, cât este de prost piatra aveți? Nu. Nu am. Aducem și aur. Brățara noastră, dragii mei. Da, comanda se poate face pe link. Aveți linkul jos. www.theworldofalicejeverly. Acolo sunteți direct în magazin, vă invit să vizitați magazinul și dacă nu vă descurcați, atunci îmi scrieți aici ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră și vă preiau comenzile, bine? Și am început cu brățara pentru că mi-a fost la îndemână, 18 cm lungime plus 4 cm extensia și 0,9. Avem o inimioară. E galben auriu și îl găsiți pe galben auriu și pe roze. Pe urmă, cercei, avem cercei lungi de data asta, ia uitați, foarte frumos. Bună seara, bună seara. Cerceii noștri, 3,5 cm lungime pe 0,9 lățime, închizătoarea cu lever back. Da? Și haideți să vă arăt și colierul care e vis. Colierul e superb. Și el este, uite, zirconia, lacrimă tot. Dar nu este tot în piatră, este și cu lănțișor, vedeți? Ia să-l pun eu așa să vă faceți o idee, ia uitați-l. Deci până aici este cu pietre și de aici e lănțișor. Lănțișorul nostru, 44 de centimetri lungime, plus 5 centimetri extensia, 4 mm lățimea lui. Pe urmă are și inel. Inel le găsiți în mărimea 52-55. Extragere pe random! Haideți să vedem. Mă un pic. Ia întoarce camera. Și câștigătoarea inelului de argint din această seară este... Judith Rusu. Felicitări, Judith Rusu.
Ai câștigat un iner din argint 925 cu zirconia. Da? Datele, vă rog, pentru a da mai departe. Pe urmă, inelul nostru, cum am zis. Capul inelului, dragii mei, 9 mm. Setul cântărește 38,7. Felicitări, Iudit! Și poate fi achiziționat pentru 120 de euro. Scriem numele să nu uit. Mersi. Și, dragii mei, am încheiat cu seturile. Acum vreau să vă arăt zirconia. Zultanite. Să vă arăt zultanite. Mă uit să văd unde am. Se pare că nu am aici, că i-am pus. Ok, nu-i nimic, nu am. Nu contează. Să vă arăt cercei. Dacă tot nu este, vă arăt din ureche, dacă nu i-am la îndemână, că nu i-am pus. Ia uitați, dragii mei, cerceii pe care eu îi fac Swarovski, de data asta îi avem cu zultanit. Da? Argint 925 cu zultanit. Îi găsiți pe site, dragii mei, auriu, argintiu, exact ca și cei de Swarovski. Doar că de data asta avem zultanit. Haideți să vă dau și detalii la minunea astea. Da, sunt foarte frumoși, foarte ușori, practici, știți deja, sunteți deja, v-ați convins de la cercei Swarovski, da? Aceeași calitate, dar piatra diferă, avem perlă de zultanit la ei. Cercei, dragii mei, haideți să vă dau și detalii. 2,7 cm lungime, 8 mm lățime. Cântăresc 3 grame. Gândiți-vă că au 3 grame. Un cercer are 1,5 grame. Păi ăsta când îl pui în ureche, uiți că e acolo, nici nu-l simți, pur și simplu. Bineînțeles că dacă am ținut Swarovski un an pe ăștia, nu-i mai dau jos vreo 10. Cerceii, dragii mei, găsiți pe site, pot fi achiziționați pentru 40 de euro. Îi găsiți acolo, găsiți și pe argintiu și pe auriu. Puteți achiziționa cum doriți. Linkul magazinului îl găsiți în josul paginii. www.theworldofalicejeverly. Vă invit să intrați pe site și să vă distrați. Dacă nu vă descurcați, dragii mei, scrieți ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră. Trecem mai departe. Și anume, brățări stil Pandora. De data asta avem super brățări. Ia uitați la grosimea lor. Da. Zultanit înseamnă piatra care are capacitatea de a schimba 7 culori. Piatra asta schimbă culoarea în funcție de lumină. Cercuri cu cadou? Ia uitați! Brățări stil Pandora. De data asta avem brățări mari, aurii, argintii, cu zultanit, argint 925, da. Se vede, da, am primit marfă, da, doamna Pavalache. Și am primit și lanțuri de aur, doamna Pavalache. Haideți că le prezint imediat.
Da, brățările sunt vis. De data asta am brățări de două ori mai mari decât alea dinainte, adică la greutate, vreau să spun. Brățările noastre, dragii mei, 18 cm lungime plus 5 cm extensia, cântăresc 23,3 grame, le găsiți argintiu și auriu și pot fi achiziționate pentru 60 de euro bucata. Auriu și argintiu, da? Bun. Dragii mei, haideți să vă mai arăt minuni, minuni. Inimă. Zultanit, lănțișor cu zultanit inimă. Argint 925. Ia uitați. Uitați grosimea ei. Sunt minunate. Am să... Ca să pot să vă prezint mult mai multe, am foarte multă marfă nouă, urcată pe site. Am să vă arăt lanțuri cu zultanite. Bună seara, sărbători fericită! Cum pot să vă scriu în privat? Vă cer prietenia, îmi dați accept și după live îmi scrieți. Da, inima noastră, dragii mei, poate fi achiziționată pentru 55 de euro, lănțișor de 1 mm. Da, am să vă arăt toate zultanitele, lănțișor cu zultanit care pot fi achiziționate pentru 55 de euro. Ca să nu stau la fiecare în parte și să pierd timp. Și ia uitați ce avem aici. Cruciuliță, zultanit cu lănțișor 55 de euro. Nu pot intra pe site. Nico Martinescu Pasat. Dă-i link-ul, te rog, în privat. Vă dau încă o dată link-ul, doamna Nico. Vă dau link-ul în privat și intrați acolo. Cruciuliță cu zultanit, 55 de euro. Pe urmă, vi le arăt așa pe repede înainte. Da, da, doar că e zultanit, așa este, aveți dreptate. Chitară. Chitară zultanit. La fel, 55. Am să vă arăt o altă piatră, alt pandantiv, ia uitați-l, alt model, la fel 55. Vis, sigur că da, ia uite-o. Doresc să-mi dați cerere, Georgeta Istrate, sigur că da. Și unul care e la 60, are un lănțișor mai mare, un lănțișor de, stați-mă un pic să vedem, asta e și mai grea piatra, e acesta costă 75 de euro, e singur. Doamna Gabriela, am primit coletele, sunt minunate. Mă bucur, doamna Jamila, le-ați avut de Crăciun înseamnă. Avem un pandantiv mare, un lănțișor mai greu. Nu pot intra nici eu pe site. Nu pot să intre pe site. Vezi ce e acolo. Schimbă link-ul. N-o fiți atenți. Păi dar de ce să nu poate intra pe site? Care vezi, care nu poate să intre, dai link-ul în privat. Ok. Ce că nu-i de la noi, nu știu ce aveți acolo cu Facebook-ul. Sigur, doamna Elena, scrie ajutor și după live mă întorc la tine, da? Scrieți-mi ajutor care nu vă descurcați și nu puteți intra. Scrieți-mi ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră. Deci, pandantivul nostru, acesta costă 75 de euro, are 13,3 grame,
Și bineînțeles are și un lănțișor de 50 de milimetri, de 50 de centimetri lungime, 1,5 mm grosime, pentru că piatra e grea, automat are nevoie de un lanț care să o și poată ține și poate fi achiziționat pentru 75. Așa, doamna Elena, v-am văzut, ne întoarcem la dumneavoastră și da, să-mi dați, doamna Elena Ciuma, să-mi dați accept pe Messenger, v-am cerut prietenia, să-mi dați accept, vă rog, ca să vă pot contacta. Și după cum v-am arătat, ia uite că i-am și găsit pe cerceii noștri cu zultanite, argintii și aurii, eu mi-am pus aurii. Bună seara, Suzan! Argint 925 cu zultanii, dragii mei, la 40 de euro perechea. Da? Bun, și lănțișoare, cum v-am spus, 55 de euro, zultanit inima. Da, am și ceva aur, că vă, mă scuzați, văd că nu mai aveți răbdare. Haideți să vedem și aurul. Dă-mi un pic aia cu șarmuri de aur. Cutia. Și haideți să vă prezint și ceva de aur în seara asta. Da, servus Angela, lănțișoare de aur, dragii mei. Haideți să vedem, am primit câteva lănțișoare. Și avem ceva lănțișoare din aur roze. Aur de 14 carate, lănțișor de 1 mm sau mai subțire de 1 mm, ăsta abia se vede la gât. Sau nu se vede? Ia să-l pui aici pe alb să vă se vede mai bine, că pe mână dacă e roze nu prea se vede. Așa, lănțișor din aur roze, aur 14 carate, lănțișoarele, dragii mei, le găsiți în 3 mărimi, și anume 36 de centimetri, 45 de centimetri și 50 de centimetri. 36 de centimetri, 70 de euro. Numai un pic să văd alelalte. Deci. La 36 de centimetri e 70 de euro. Așa. Așa, da. 36-le. Un pic să trebuie să intru, că le-am pus toate separat, tocmai ca să nu vă încurcați când el a cumpărat. Pe urmă, lanțul de 48 de centimetri, e 48, nu 45, 48 de centimetri, 80 de euro. Și mai am, un pic să văd care e al treilea, că sunt trei dimensiuni diferite. Și pe site-ul să le vedeți de 3 ori, este același model, doar că lungimile diferă la ele. Și la 50 de centimetri cu 95 de euro. Deci 50 de centimetri, 95, pe urmă 48 de centimetri, 80 de centimetri la 48 și 80 de euro la 48 de centimetri și 70 de euro la 36 de centimetri. Și trecem mai departe.
Și haideți să vă arăt ceva noutăți, care cred că am și uitat să vi le arăt. Lănțișor din argint, 925, în 3 culori, împletit în 4. De data asta am coliere mai mari, de 50, n-am mai adus de 45, că multă lume vrea un pic mai lungi. E, sunt mai lungi, sunt colierele de 50. Lățimea lor, mă un pic să le și găsesc, să vă dau detalii. Deci colierul, dragii mei, 50 de centimetri, 1,2 lățime, 20 de grame. Și poate fi achiziționat, ne spuneți gramajul la ur, da, mă uit să vă spun, da. Și costă 95 de euro, au un gram, un gram și un pic. Ia să vedem. 50 de centimetri lungime, un gram. Un gram la 50 de centimetri? Da. 48 de centimetri, 0,73 grame și 36 de 48 0,73 și 36 de centimetri, 59, 0,59. Lanțul, dar ăsta e mai mare, e de 50, aia zic, că mi-a mai zis lumea că e scurtă și era de 45, asta e de 50 acum. N-are cum să fie scurtă, știi? Ia stai să văd. Fii atentă. E mai lung, vezi? Și brățara e mai lungă. A, da, am... modelul ăla, am mai mulți. Și brățara, hai să vedem brățara un pic. Argint 925, 19,5 centimetri. E scurt la gâtul tău, Angela. 19,5 cm lungime, 1,2 lățime, cântărește 8,5 grame și poate fi achiziționat pentru 35 de euro. No, comiș. Bun. Și trecem mai departe. Ia să vedem la noutăți. V-am arătat o grămadă de noutăți. Mă un pic să pun ăsta înapoi. Nu sunt din aur. Avem și câteva lănțișoare din aur, dar nu sunt de aur. Aur, numai doar lănțișoarele sunt de aur, atât. Colierul și brățara sunt din argint 925. Păi cum am spus, colierul 95 de euro și brățara 35. Argint 925 în 3 culori, argintiu, roze și auriu. Ba chiar sunt din argint, Tatiana. Și trecem mai departe.
Dragii mei, dacă doriți să vedeți și altceva decât vă prezint eu, atunci trebuie să mă anunțați și eu mă conformez. Dacă nu, continuăm cu noile pandantive de la Swarovski. Pandantive, fulg de nea, aurora boreală. Foarte faine. Pandantivele noastre. Da, la mine sunt deja 850. Le găsiți în trei culori. Aurora boreală, mistic Dragii mei, dacă nu vă descurcați, să cumpărați de pe site, scrieți aici ajutor și mă întorc la dumneavoastră după live, da? Vă rog, că așa nu știu la cine să fiu dacă nu. Cristal, mistic și aurora boreală. Pandantivele noastre, dragii mei, Swarovski, cu argint 925. Crăciun fericit tuturor, auram decât șarmuri și... lanț. Au roze momentan. Diametru 2,5 cm la pandantive, la fulg de nea. Pandantive fulg de nea de la Swarovski, pentru că tot e iarnă. Hai să fim. Da. Și după aceea trecem la inele, sigur că da. La mine arată 759. Ceas. Sigur că da, ceasul și inele, da. Cântăresc 3,14 grame și pot fi achiziționate pentru 21 de euro. Bun. Și haideți să trecem la ceasuri. Am să vă întorc, să vă las un pic cu zultanitele până mi-aduc eu marfă nouă, ceasuri și inele, ok? Așa. Ia uitați zultanitele. Pentru cei care nu știu, zultanitul este piatra care are capacitatea de a schimba 7 culori în funcție de sursa de lumină. Dragii mei, care nu vă descurcați să cumpărați, scrieți-mi ajutor ca să știu la cine să mă întorc, că altfel n-am de unde să știu la cine să mă întorc, știți? Și eu, după live, mă întorc la dumneavoastră și vă ajut să vă achiziționați bijuteria dorită. Dar trebuie să știu cine, la cine să sun. Da? Și la cine v-am cerut prietenia, vă rog să-mi dați acceptul ca să pot să vă contactez. Bun. Nu, n-am primit perle, încă n-am primit, să știi. Lanțuri de aur am primit câteva. Mai primesc lanțuri, mai primesc cercei de aur. Mioara Lefter, mai aveți brățări? Da, am brățări. Da, se pare că scad ochișorii, asta e. Nu pot să mă ajut eu cu nimica. Haideți să trecem la ceasuri. Da, tocmai am arătat la începutul live-ului lanțurile bărbătești. Aurul nu se vinde la gram. La noi nu se vând bijuterii la gram. Suntem în Germania și se vând la bucată. Da? Da? Brățări stil Pandora. Nu sunt bă Pandora, sunt stil Pandora doar. Da? Cu zultanit.
aurii și argintii. Da? La 60 de euro bucata. Nu e aur, e argint 925 și argint placat cu aur. Da? Bun. Și haideți la ceasuri. Ceas full sultanit. Avem două modele. Rotund și oval. Full sultanite. Argint 925. Lanțuri de aur. Bună seara, bună seara. Deci ceasurile sunt la 180 de euro. Brățară și lățic, ajutor. Ok, după live mă întorc la dumneavoastră, liniștită. Care a scris ajutor? Fiți liniștiți că mă întorc la dumneavoastră după live, trebuie doar să-mi răspundeți când vă sun și vă preiau comenzile. Bun, ceasul nostru, dragii mei, costă 180 de euro, argint 925 cu zultanit. Ceasul este full sultanit, argint. Capacul de pe spatele ceasului este styling steel, adică inox. Dragii mei, vă invit să intrați pe live www.theworldovalicesjewelry. Da? Dacă intrați pe live, acolo puteți achiziționa. Dacă intrați pe site, puteți achiziționa. Am zis pe live, mă scuzați. Vă invit să intrați pe site. Da? Acolo găsiți tot ce doriți. Dacă intrați de pe telefon, uitați-vă unde sunt trei puncte, dați pe ele și vi se deschid steaguri. Alegeți steagul la limba dorită. Pentru română, alegeți steagul României și aveți limba română și de acolo e ușor. Dacă nu vă descurcați și aveți nevoie să vă ajut, scrieți-mi ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră și vă ajut. Sigur că da. Trebuie doar să îmi răspundeți că eu vă sun și vă cer prietenia pe Messenger, vă rog să-mi dați acceptul ca să vă pot contacta, că altfel n-am cum să vă accept, n-am cum să vă sun, bine? Deci, ceasul nostru, dragii mei, cum am spus, full sultanitel, avem două modele, rotund și dreptunghiular. 18,5 cm lungime, 1 cm lățime, cântărește 51, da, sunt ceasuri cu cuarț, da, ceas cu baterie, ceas cu cuarț și poate cântărește 51 de grame și poate fi achiziționat pentru 180 de euro. Și cel rotund la fel. Și acum haideți să vă arăt ceas stil Pandora. Ia uitați. Argint 925. Ceasuri stil Pandora. Acum depinde de la dumneavoastră, de la internet. Da? India? N-am înțeles care-i treaba cu India, dar mă rog. Ceasul, dragii mei, argint 925 cu zultanit. Ceas lucrat în stil Pandora, e ceas cu cuarț. Capacul de pe spate este styling steel, e inox. 150 de euro. Astea sunt niște ceasuri reglabile, după cum vedeți, ia uitați, au 18 cm lungime plus 4 cm extensia și poate fi achiziționat pentru 150 de euro. Și
Și mai avem alt ceas oval stil Pandora, la fel 150, care-s cu mai puține pietre. Acum nu toată lumea vrea așa. Pe urmă ceas rotund stil Pandora, da? Oval rotund stil Pandora, pe la 150 de euro le găsiți toate. Pe urmă ceas argintiu cu zultanit, la fel 150. Da? Am o grămadă de ceasuri. Ceas auriu cu piatră zultanit oval. Ăsta poți să-l faci și ceas și brățară. Într-adevăr, o bijuterie frumoasă, da? Așa, și acum trecem la ceasuri de argint. Mai am doar două bucăți, toate s-au vândut. Haideți să vi le și arăt. Ceas argint 925 cu zirconia, unul dreptunghiular și unul rotund. Ceasurile noastre, dragii mei, sunt 75 de euro bucata. Sunt ultimele două. Hai să vă dau detalii, cel dreptunghiular. Nici nu mai am la el. 18 cm lungime, 0,7 mm lățimea. Cadranul 3 cm pe 1,7, cântărește 32 de grame, 32,7 grame și poate fi achiziționat pentru 75 de euro. Și mai am cel rotund. Ceasul nostru, dragii mei, cm lungime, 0,8 lățime, cadranul 2,8 cm diametru și este, are montură în zirconia baghetă, roată, cântărește 34,3 grame, și poate fi achiziționat pentru 75 de euro. Și să vă arăt și un ceas argint roze. Și el este la fel 150 de euro, doar că să vedeți că este și roze, da? Și totuși, parcă nu m-aș opri, că vreau să vă arăt și pe ăsta, cu două rânduri de zultanit. Argint 925, la fel 150 de euro. Bun, și acestea fiind spuse, dragii mei, trecem mai departe, continuăm cu ceasuri. Da. Hai, Constanța, acum că tot te-am văzut, hai să-ți arăt și ceasul pe care vrei. Ia uitați, ceasuri din inox, ceas cu coarț, brățară reglabilă cu magnet, roșu. Ia să le pui așa o țără, să le pui toate la rând pe mână, că sunt foarte ușor de manevrat, sunt reglabile, brățara cu magnet, ai pus-o, s-o închis, o lipit, sunt super, de toată ziua, perfect. Sunt reglabile, magnetul, brățara asta cu magnet e
foarte faină. Ia uite. Roșu, roșu, lila, albastru. Fii atent că nu mai am maro. Ultimul maro. Constanța maro ziceai, da? Maro, albastru, lila, roșu și negru. Dragii mei, ia uitați. Negru, maro, albastru, lila, roșu. Da. Să știi că maroul e ultimul, Constanța. Ceasurile noastre, dragii mei, acum să vă dau și detalii după ce v-am arătat culorile, da? Sunt ceasuri styling steel, adică sunt ceasuri inox, oțel inoxidabil. Ați văzut culorile, lungimea lor. Ca să văd ce lungime are. 27 de centimetri, ia uitați. Deci, nu se poate merge la absolut orice mână. Aici are brățara cu magnet. Ia uitați ce fain. Uite. Lidia Nikita. Scrie ajutor, Lidia, să nu te uiți și după live te ajut. Bine? Ceasurile noastre, dragii mei, cum am spus, 27 de centimetri lungime. Diametru ceasului 3,4 cm, ceas cu cuarț, da? Și pot fi achiziționate pentru 25 de euro în momentul ăsta. Pe urmă, dragii mei, în seara asta cred că închei aici cu ceasurile, mai am câteva, dar am să vă las mai prezent și mâine seară continuarea, să pot să arăt și inele. Am adus aici câteva inele pentru clientă care îmi scria, da? Sigur că da. Și acum haideți să arăt câteva din inelele noastre. Și am să încep cu inele în două culori, trei culori. Un pic să fac mai încet, că parcă e prea tare și... De ce merge pe asta? O lăud eu mai tare. Sigur că da, doamna Constanța. Centura este din inox și ea, styling steel. Inelul nostru, dragii mei, argint 925 în 3 culori. Oprește-ți în lumina asta, te rog. Mersi. Argintiu, roze și auriu. Inelul, dragii mei, o să vedeți pe site, sunt două inele la prezentare, la... Și anume astea două. Roz argintiu, auriu. Da? Model 1, model 2. Acesta, dragii mei, este mărimea 60, este mare și poate fi achiziționat pentru 30 de euro. Celălalt este mărimea mic, e mărimea 52, la fel și el, 30 de euro, argint 925.
da? Inelele sunt din argint 925, dragii mei, și hai să trecem mai departe, tot la inele în trei culori, continuăm. Centura ceasului este ca și ceasul styling steel, adică oțel inoxidabil. Ceasul nostru, inelul nostru, dragii mei, mă scuzați. Am dat cu ceasul de a rămas blocată. Chiar n-ai tu treabă. Auzi ce scrie de unde le pune. Ok. Poliței și ce dacă e poliței? Așa se vorbește. În primul rând să învețe să vorbească și după aceea să intre pe site. Nesimțitul. Bun. Crede că în Germania e ca în România, că e polițai și are intrare sau cum? Inelu, dragii mei. Trei culori. Auriu, rozeu și argintiu. Inelul nostru găsiți în mărimile 51, 52, 54, capul inelului 2,5 pe 2,2 cm, cântărește 13 grame, deci e un inel masiv, da? Și poate fi achiziționat pentru 30 de euro. Și hai să vă arăt și inele mărime mare, da? Văd că nu mai am mare, mai am două mici. Cercei cu piatra albastră, sigur că da. Sigur, haideți să dau detalii la inelul ăsta și apoi vă arăt și cum să luați măsura corectă pentru un inel, dragii mei, da? Un moment. Inel, trei culori, argint 925, în Bayern. Suntem în Bayern. Numai un pic. Nu, că nu-l găsesc acum. Nu-l văd. Argin 925, uite, l-am găsit. Inelul nostru, dragii mei, da, a trimit bijuterii în toată lumea. 3 cm pe 2,5. Inelul cântărește 12,2 grame și poate fi achiziționat pentru 30 de euro. Și haideți să vă arăt și câteva ineluțe. Pentru jumatea degetului, aveți linkul magazinului jos în pagină www.theworldofalicesjewelry. Foarte simplu, nici cum cumpărați și noi vă punem, când intrați pe site, trebuie să completați datele dumneavoastră, vă completați datele pe site, da? Vă cumpărați ce doriți și noi vi le trimitem cu DHL-ul după ce ați plătit. Când o intra banii în cont, noi punem coletul. Foarte simplu.
Și ia uitați un set frumos din inel, trei inele în trei culori. Da? Inelul, dragii mei, numai un pic să-l văd și să vă dau detalii, argint 925 în trei culori setul, da? Mai găsiți, mai am două seturi, mărimea 54-57. Capul inelului, dragii mei, 1,7 cm pe 1,5, cântărește 6,8 grame și poate fi achiziționat pentru 22 de euro. Și acum haideți să vă arăt cum să luați măsura corectă la un inel. Asta trebuie să caut un inel mai simplu. Haideți să vă arăt aici. Avem inelul, da? Argint 925. Bun. Foarte simplu. Cum luați măsura corectă? Ia uitați. Aveți, luați o linie, un centimetru, o riglă, egal ce aveți dumneavoastră și o puneți pe masă, da? O puneți așa, jos. Puneți inelul pe ea, da? Și măsurați interiorul inelului. De aici și până aici. Ia stați. Diametru. De aici și până aici. Puneți la jumătate, unde e mai mare, da? Și măsurați diametru în interior. De aici și până aici. Așa. Acolo vedeți câți milimetri. Inelul ăsta, de exemplu, un centimetru are 10 milimetri, ăsta are 17 milimetri. Dacă vreți să vă cumpărați un inel, îmi scrieți milimetri și vă zic. Deci, inelul ăsta are 17 milimetri, aia înseamnă mărimea 57-58. Da? Și cu aceasta, dragii mei, încheiem în seara asta aici. Vă aștept din nou mâine seară sau dacă vreți să mai continuăm, continuăm, mai stau. Dar eu zic că e destul și vă aștept din nou mâine seară ca să am timp să mai urc marfă, mai am 19 mm și 19 mm este mărimea 59-60. 59,5, da, vii bun și 59 și 60. Și vă aștept din nou mâine seară, ora 21, ora Germaniei. Transportul gratuit până la 1 ianuarie. Luna cadourilor, transport cadou. Noapte bună, dragii mei, pe mâine seară!